Unde da, sunt niște foarte frumoase, acolo cine o să lași fi vreo să formează. Nu m-am uitat. De telefon nu-i chiar ăsta, ca o lasă. Mai din contra, de telefon mai bine să lasă problema. Da, da, da. Dar ce ține de natura în gara asta, la ieri, spunem așa, un 20% de trader, dar sunteți cu aurei. Deci 20%. Nu, sunt chiar semn de viața de genul, eu nu știu și eu, dar acolo din bar, din bar, evident, iarăși, ținând cont de faptul că... Ce este un unchi? Pe brand ați fost pe pușe? Pe brand, da. Brand, pe dea... Așa te zic, trei unchi. Eu așa avea peste, da, trei unchi. Trei unchi, de ce? Cum vezi? Eu îți pregătește în mâine. De ce? Pescarea în jos. Pescarea, a, de care să mă duc în jos, am dat. Lucrul ăsta,
haideți că sunt România, de exemplu, situația cu țara vicină, iar cine mult cunoaște... Benzineriile sunt blocate cu... Da, da, tot e tot. Protestează, da. Protestează, dar nu poate faptul că toată producția Ucraina era o țară foarte mare care țineau foarte multe rafinării și exportatau. Când se extrage pe tot, nu se extrage benzina acolo. Brand, de exemplu, de aur negru, acum de chestie, și mazute, cum ne mai spune, motorină, benzină și așa mai departe. Și în cauza că Ucraina avea foarte multe rafinării și au fost toate, majoritatea, într-adevăr, nenevoa știi și a fost, spunem așa, am fost dat toate rafinăriile tale, ei sunt nevoie, cele, consumul e foarte mare, cele la voce foarte mare și la momentul în față importează tot din Ucraina, din România, ce spuse, din România. Și dacă observați un factor care influențează asupra negativ, asupra de cum și Moldova. Eu, din data îmi spune, suntem la lângă care ferată și în fiecare noapte trece temul cu serviciul care trebuie să fie în toată din România. Cine nu cunoaște, în România au prioritate de credit la alimentare. Noi la urmă. Și de asta noi suntem o țară care noi importăm tot petrol din România. Noi tot, de rafinării din România. Din cauza asta, ucrainenii au prioritate. Ei sunt disponibil la momentul față și să fie și orice preț. Cât costă? 10 lei sau 100 lei. Noi acționăm așa de noi. Și lucrul ăsta influențează negativ. Ieri la România, la 95 la benzină, era 10 lei și 21. Pentru că imaginați-vă, la noi 34, la 10 lei, avem deja 40 lei. Este 40 lei. Chiar într-adevăr, ieri în România erau foarte multe. Noi suntem tăcuți. Moldova, noi trebuie să crești. Cât ați crezut? Inflație, ce tot ce ligur. Nu vă de ce suntem noi buni? Am casă, că stă și așa. Dar românii din contra, dar s-au fost toate chiar de copilul care va are aici, nu e atât și în asta. Dacă ați observat ieri, prețul e atât și pe mizdărie și cu cap de mizdărie. Situația Ungarie, nu știu, care e situația? Situația în Grecia, când am putea să mă ducem la care sunt mari, care sunt duși la mari, care situația în Grecia? În Grecia, când în Franța, automat sunteți de educație, dacă nu aveți situații de rezervă, cu benzină sau motorină. Dacă aveți, automat e mine. Și a mine ne-am zis să fac o strătoare. Ceva tot este contrabandă. Tot e legat. La momentul față ce ține și Europa, tot e legat de combustibil. În Ungaria, ei sunt foarte... Orban, când a apucat, cu candidatul la Castelinu. Și din de, el a fost programul său electoral, a fost că de-a menține prețurile la carburant, la program. Și el a foarte mult subvenție, acum acordă companiilor petroliere și mențin prețul la nivelul cel mai redus. În care au cel mai redus prețul acum la benzină și la motorină. Și multe companii petroliere care vând benzină la motorină, fiind sunt pierde. Și deja nu mai vor să cumpere mai departe. Deja benzinăriile sunt. Deja este din cauza asta, pentru că ei ies în minus. Și este așa aprobat de lege că genul, doar Ungaria au drept să alimenteze în Ungaria. Dar dacă transportul trece tranzit, voi fără un tranzit, nu care au venit cu această pachetă al Europei ca să
6 пакет с акционерами Европа, 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 Америка. Че? Când timp de 6 luni iese total, da. De ce? Pentru că ei, aici este interesul la oricine. Asta e clar. Este interesul la eu, Pistrucea. Pistrucea. Că ăla vrei eu să vând un acum. Și cu preț care va. Și preț care va. El ați de-am deja să spui, am în caz. Nu cred că o zi iasă. Pentru că populația o să fie, să ajungă la un prag destul de jos și o să înceapă toți să înceapă în fiecare țară bunturile astea. Nu, dar până la momentul când ați ajungă la bunturi, nu este. Corect, dar deja multe țări se revoltă populația. Chiar eu astăzi citesc, cineva spunea, dintre colegii noștri, spunea că, într-un caz, a crezut din cauza că în America, o companie care se ocupă cu gazul, adică să-l chiesc ca să-l poată transporta Europa, din simplu motiv că e suma încărcată, nu reușește ca să chiesc gazul și să-l poată transporta în Europa, o a fost perioadă de explozii la Texas. Ok, în Texas. Da, atunci asta, cineva ne-a spus că asta influențează, ok. Da, dar asta a fost săptămâna trecută. A fost zilele acestea, dar nu cred că asta a influențat asupra vederii prețului la natural gaz. Cum crezi? De ce a crezut prețul la gaz? 1400 și ceva de punct. De fapt, noi așteptam căderea aceasta întrebare de 2300 de ani. Da, dar ce, hai motiv, ce îmi crezi? Cu preț. Păi. Ce formată. Foarte? Nu a fost figură, nu a fost nimic. Cine a fost, dar nu... Cei care, apropo, iată, poate de aici sunt trader care fac scalpi. Cine face scalpi? Nu faci în perioada scurtă de timp. Foarte rău. Păi iată, în perioada scurtă... Nu se pare că se pare că nu face scalpi. Nu, se pare că mai este nimic care are vedere o fie posibilitatea dată. Nimeni nu ne interzis să prindem doi euro. Așa ceva nici nu ai cum să privești. Ce? Așa. Dar de ce vorbim cu ța acum? Dacă
încă. Dacă am încercat asta, cum cât timp poți să te gândești? 18 minute. Dacă să vorbim de acest instrument, eu nu recomand că dacă nu ai ajutat la creștere puternică, pentru că de regulă după așa impuls puternic, e o creștere din impuls, o corecție foarte și foarte imprevizibilă, după care o să fie următorul impuls, precum a fost și dat trecut. Asta poate să întâmplă pe tot și în următorul caz. De asta nu vă aventurați cu volume foarte mari pe baia, pentru toți vedeți. Ei, după așa un impuls, neapărat o să fie o corecție mai adâncă. De fapt, nu. Și intră cu volume de 2-3 ori mai mari, dar eu am scăpat impulsul, dar pe corecție să facă în 2 sau în 3. Și aici se poate o să încăți un lat. Da, pentru că să știi, se poate fost cu lui 6, cineva, ca o urmărești. Luna decembrie, ce-o fac? Cât punct? Fac 60.000 de puncte, câteva ore. Avea problema aprobat legi, cât să știi, se poate. A rost un punctul maxim, când deja nu mai există legitimitate. Și, eu băgat numai așa și-o spus că noi aprobăm 4 legi au fost aprobate atunci pentru toată populație. Și din punct de vedere că o cădere de a fapt 60.000 de puncte, un punct de 1.7. Acolo, dacă nu mă greșesc, prețul creștea. Eu nu transmis ca așa instrument, dar am trader care transmează pe lira turcească, respectiv e buy, tot creșterea aceasta. Și de aici, dacă undeva în credere era micuță, intra cu un lot, cu două loturi, până când o văd, păi, o să crească instrumentul ăsta într-una, dar noi cunoaștem, piața poate să fie suprasăturată de cumpărători și după care când o scadă, brusc în jos. Și ea ce face? De la două loturi, la trei loturi, la cinci loturi, la șapte loturi, la zece loturi, mai scurt, e toată mișcarea aceasta a fost în decurs la o săptămână, ea și-o mărit depozitul practic vreo 500%. Foarte mult. Undeva la vreo 10 noapte, dacă nu greșesc, a fost promutată aceasta. Ea avea tranzacția deschisă și piața pur și simplu s-a blocat. Prețul, înainte de a se închide, de a se opri, el undeva a început să facă urmânare neagră și aia cu gândul puterea de a se închide tranzacția manuală. Când a vrut să închidă tranzacția, aici deja gata, lichiditate nu este. Și după gap, s-a trezit aici cu tranzacția aceasta de 7 euro. Nu a fost atât de trist, din profit, da, a rămas practic cu ce a intrat. De asta trebuie să fim atenți la rezultate. Fii să știi și foarte spus, nu a fost. Bun, 2, 3, a pus, tu stai său. Dar eu m-am gândit că a obținut un... O aștept? Nu, eu m-am gândit că a obținut un... Firma mare sau prins, și e de așteptați, mai vreau să prins. Și dacă nu e de mare în moment, sunt din bărbă. Am tot cu toți bani la mea nu, nici într-o casă, pe omul să spui că nu sunt de șoarele, dar e bunul mare, cu așa cădere, să spui, e imposibil să se duc în jos. Nici după cădere, de data trecută, să spun că nu a fost creștere, cum toți vorbeau cu Dios, spuneau cum am bai, nu a fost, a fost creștere lentă, s-a mai tors înapoi iarăși. Da, deci am pus o cădere, că e o pauză de loc când a fost cădere. Tot aici a făcut grăsul, schimb, e ca așa, undeva e aici la joacă. Nici a fost mai dat pe jos. Am uitat în istoric, am primit mai multe instrumente și am făcut așa o cercetare personală și cam plus minus 80-90% și coincide. Iată, când este, mai ales pe daily, când este și divergența acum,
efectiv mișcarea o să fie lungă și iată o să ducă mișcarea până la primul vârf care se formează divergența, adică primul vârf de jos unde se începe pe MSD, unde e bara cea mai înaltă, adică nivelul, ca să înțeleg, și eu pot să desenez dacă vreți că arată altfel nu să... Și plus minus, eu m-am uitat pe foarte multe instrumente, chiar am observat-o pe Eurodolan când am prins prima dată. Vedeți să văd dacă funcționează și prietul și primarea mea... Prima dată de când vineri? Nu, nu, de mai. De mai, că am... Nu, că și vineri Eurodolan. Și să spunem că aici e linia, da? Să fie așa și nu, bă, plus. Și iată aici e aiesă, da? Deci, și iată mișcarea asta, ies, duce așa în jos. Deci aici deja să spunem că ele se duc mai sigur, se duc în jos. Se duc bare în jos, da? Și iată mișcarea. Eu am observat chestia asta, nu e 100%, am observat, dar era gen pe aproape, adică acolo unde nu e 100%, dar era pe aproape, era să spunem la ură rapid. Nu e greu să deja verificat și pe Bitcoin și pe piețele valutare am verificat-o pe toate care îmi plac.
standard sau de standard?
care e aici. Aici. Deja vârfurile sunt, da, vârfurile, adică lăurile, nu se așade proeminente la început, ca la început când se formează mișcarea de convergență. Și ar reportat să fie minim să reînăitească, deja în care... Da, aici observăm, dacă, de exemplu, cum eu mă orientez, dacă lăurile sau maximurile nu se așade abrupte, nu se așade proeminente și mai mult merge în foaie, eu mă orientez că merge mai mult o consolidare. Dar el ar putea să fie de vârfuri, pentru că oricum deja... Da, iată, după așa ceva, dacă eu văd că el nu s-a dus în sus, înseamnă se formează flat și eu mă orientez că în scurt timp deja ar putea să înșeapă mișcarea și dacă n-ai pus take profit, măcar ai timp să pui take profit, îl pui la nivelul este. Dar asta e, după cum am spus eu, mai adică să se pune pe șoare și mai o mișcare pe jos de linie. Mă observa așa. Eu pot doar să o recomand. Dar nu asta când ceva să ceva să arătați pe jos de franc. Nu, am vrut să spun foarte bine să observ. Pe jos de GPS și jos de... Să vedem. Nu știu, pe jos de CHF, iată, pentru traderi care transunează pe cotații valutare. Așa, deci primești o rândele, da? Pe mișcarea pe jos de X a fost pe de respectiv toate cotațiile. Și atât, da, e de inițială spunează că... Iată, el a fost aici, dragi, nivelul și el prin bară. Da, s-ar putea că, pentru că eu și nu înțeleg o parte în altă repot, dar ei neșură mai sus, nu știu cum înțeleg. Și să tragi eu un alt până aici, așteptă confirmare, abia este o tăie. Dacă sunt bara asta de pe linia mobilă, trebuie să presăm, să spunem că tăi propriu sunt aici. Nu, dar de exemplu, cine face scalp, când spune-o așa, pe idei, scalp, spune-o așa, că săptămână, două, ce ai început? În... H1 s-ar forma o figură de descendenții. Nu, e capume. Nu mai la străbate. Și aici, în tot felul, formează divergență. Pentru perioada mai îndelungată. Păi da, divergența noi nu ne orientăm. Divergența de fapt, ei e ori cu... Și încă și faptul la fel să da, în H4 aș putea pune pe scurt de acolo, dar e de rând la nivelul ăsta, momentul din care... Dacă în așa cazul, de exemplu, eu aș recomanda, dacă spune cineva o să ia chestia asta pe bune și o mă duc să caut divergență, convergență, mai bine să aveți cont, pentru că nu știți cât încă mai sus, că el poate să mai facă în vreo două. Deci asta fie și mai mic, și mai mic. Și dacă tu pui de aici, de exemplu, sell, că, super, funcționează teoria, dar el o să mai facă încă două vârfuri, contul tău să arde și pierzi. Eu cred că cel mai bine, că tu găsăm divergența dată, că sunt H4, H1, s-a observat tot să vorbească figură de schimb. După H-ul ăsta urmă figurță, după H4 îmi dă de înțeles faptul că acolo este divergent și anul și se pot schimbe. Da, dar trebuie să fim atenți, instrumentul ăsta până crește. Da.
și da, corecțiile care le faci sunt foarte și foarte micuțe. În cazul care, spre exemplu, eu ai politica digitală care se duce în pune, din cauza ei, demoralizează. Plus la asta, pe mafie eu am observat că, iată, am spus că el în creștere, dar trendurile care au fost pe dolar, în descreștere, de exemplu, euro, USD, au fost pe creștere, deci doar ține de faptul că în America erau președinți alții decât era, spune așa, favorabile rechinilor și balenilor în domeniul financiar, că atât când a fost Trump, până la Trump, Obama a fost cursul lor, a fost pe la da, da, și acum e invers. Și pe termen lung, ea vine ca trend ascendent și atât de a fost observat pe mafie corecții. El vine ca corecție, ăștia 4 ani, sau plus, minus, 3, 5. E cam mai sunt și de chestii. E o chestie relativă, după care se poate de condus, dar nu și la mai avem Fredric cu strategii? Nu? Dar voi după care strategii vă produceți? Haideți, da? Haideți să deschidem secretele fiecărui proiect, să vedem cam cum faci. Da, sigur, cum le deschidem în fața voastră? Haideți și voi deschideți-le. Cine știe ce a observat piața? Anume vorbim de piața de mărfuri. Sau poate aveți careva, nu știu, strategii pe votații pe valutare și a doriți să vă împărțiți cu noi. Noi suntem consultanți, dar uitați, suntem și colegii dumneavoastră. După care o să alegem cea mai avantajoasă strategie și o să punem tot în acțiune. Poate ne învățați și pe noi ceva nou. Noi tot, numai noi cu ideile. Haideți și voi! Nu e cursă bună la strategie, de asta. În care este minus 3? Nu știu, trebuie să cumpă strategii, dar apoi cumpă strategii, dar apoi cumpă strategii. Da, noi, într-adevăr, trebuie să fie strategii. Da, trebuie să fie strategii. Dar o așa situație, că persoana, cum vă ia, el o vine și doar din că mă spunești, dar cum eu ce pe bancă. Dar cum îți câta bancă, așa. Fie. Știi cine ce e? Trebuie pozitiv de care se dată. Toare. Așa tot cu figurile, vă spun experiență și o cata. Eu, sincer, cum mi-a spus ce dintre indicatori sunt, eu prima dată auzim. Prima dată eu auzim de așa indicatori. Ei, cum știi dacă trebuie să apuzi asta? El, trebuie. Și după să spune la toată, nu știu. Trebuie să fie, îți dă rezultat. Eu scris și unul despre de el, 6 de ori filtrat. Dar am văzut clar ca figură. După aia figură, da. Dar unde te-ai stat în perioada ta? Așa nu faci față. Așa nu faci față. Eu, de ce, eu învăț să fac scarpe. Nu am să vă consultați, dar eu învăț să fac scarpe. La mine, într-adevăr, transunează perioada scurtă în 5-15. Prin altul caz. Și anume, depistează figurile. Figuri și combinații de lune. Și dacă voi o să observați la combinații de lune, nu sunt toate, nu ne trebuie numai toate, nu ne trebuie doar cele mai principale, care cu toții le cunoaște. Noi acum nu descoperim nimic nou. Așa. Iau un șablon ca să pot să desenez. Deci haideți să vedem câte șabloane, câte combinații de lune noi cunoaștem. Și voi acasă să vedeți cât de bine el lucrează. Dar nu contează. Noi vrem să, trebuie să înțelegem câte combinații de lunări noi cunoaștem. Ca voi acasă puteți să le puneți în acțiune. De schimb, de continuitate, de care combinații sunt cele mai populare și care voi le folosiți. Voi doar vă conduceți după combinații. Ciocan, stea căzătoare, de inversare. Încă? Este angle, nu știu, engulfing, de absoate. Iniziția. Așa. Încă? Doar. Incertitudine. Doar. Doar. Incertitudine.
Trei soldați, trei spate la ceară, mi-a... Da, 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 lumânări albe impuls. Cum apare această lumânare și dacă următoarea este neagră? Deci noi deschidem său, pentru că este inversare de tendință. Exact același lucru pentru inversare. Dați, spre exemplu, nu reducare, acoperim cu nori negru. Deci o lumânare, numai că deja purpureț nu o să fie negru, dar o să fie alb. Și trebuie să aibă ambele umbre să fie identice. Și dacă următoarea lumânare de confirmare dar nu este albă, de aici noi vom deschide poziții de cumpărare. Funcționează pe principiul ciocană, da? Da, pe principiul ciocană s-o stea pe zătoare. Da, da. Un trader în general spunea că dacă nu cunoști combinații lumânării, nu te apucai de scalpică. Pentru că, într-adevăr, acolo nivel, în perioadă foarte scurtă de timp, practic nu lucrează nimic veridic. Chiar și aceleași indicatori tehnici, fie că sunt oscilator sau de trend, perioada e foarte și foarte micuță. Respectiv, ei nu reușesc în urma la fluctuațiile prețului, mai ales dacă instrumentul este volatil. De asta combinații de lunești sunt cele mai perfecte pentru a face scalping. Asta dacă să vorbim de M5. La fel, dacă noi vom lucra după combinații de lunări, aici trade loriat pentru cei care suntem spiar. Nu ne permite să folosim stop-loss-uri foarte și foarte micuțe. De ce? Pentru că dacă, spre exemplu, în urma unei figuri noi avem un vârf dublu, da? Stop-loss noi unde îl plăsăm? Deasupra la al doilea vârf. Vârful ăsta poate să aibă și 200 de punct, 300 de punct, totul depinde deja de instrument. În cazul în care, spre exemplu, la noi este chiar și, presupunem, iată această combinație de lunări, unde noi îl plăsăm stop-loss? Undeva deasupra la această lumânare. Da, dar aici se primește... Aici se primește deja stop-loss-ul micuț, exact același lucru dacă noi vorbim de aceeași stea căzătoare. La fel, stop-loss primește deasupra. Deci, în cazul dat, noi vom plasa un stop-loss mult mai mare decât după combinații de lumânări. La fel cu aceeași incertitudine. Deci, sunt două momente sau două scenarii după care traderii poate să facă scalping. Eu nu zic, e bine să schimbăm tranzacții mai de lungă durată, ele sunt mai veridice, profitul este mai mare. Dar nimeni nu ne interzice ca noi, dacă avem o oră, două ore, trei ore mai libere, putem să intrăm pe piață și să mai prindem niște iepuri, să spunem așa. Respectiv, fie după combinații de lunări, fie deja după figuri. În spate de pentrat mai veridic. Și am luat la M5. În M5. În M5, cum? El se poate, de fapt, și în M15? Da, acolo se primește stop-loss iarăși mai mare. De asta cel mai bine în M5. Ok, profitul o să fie mai micuț o să fie. Dar în cazul în care noi intrăm cu volum de 2-3 ori mai mare, nu vă știți cum se face scalping. Atunci, mai mult ne axăm pe lot. La fel aici, un moment foarte interesant, că din cauza că la noi stop-loss-urile se primesc foarte micuțe, avem posibilitatea să folosim randamente 1 la 2 și 1 la 3. Eu nu recomand cu take profit. De ce? Pentru că mișcarea poate fi mult mai puternică decât noi am plasat un take profit în urma la strategia figurii. De asta, cel mai bine, stop loss pozitiv. E de ajuns să fie, dar aici tot trebuie să fim foarte atenți. Stop loss să nu fie prea micuț. Ce înseamnă asta? Ia, spre exemplu, noi am deschis o poziție de cumpărare. Prețul s-a activat, da? Adică prețul crește. Noi vedem că prețul aici deja a fluctuat 30 de puncte, hai repede să-i plasăm un stop-loss pozitiv. Pentru că, înțeleg, volumul este mare și traderul evident că stie. Respectiv, plasează stop-loss-ul acesta. Presupunem la 10 puncte, la mai puțin nu se recomandă. Așa. Respectiv, prețul crește,
Dar noi ce facem? Am luat stop-loss și îl terminăm de urmă. Respectiv, ce se întâmplă? El nu poate într-una să crească. Nu, asta e clar ca bună ziua. Prețul începe să cadă. Din cauza că noi stop-loss-ul este foarte aproape de preț, de prețul actual, ea se va închide într-un stop-loss foarte micuț. Da, tranzacția o să fie în pozitiv, dar o să fie stop-loss micuț. Și atunci te gândești, dar de ce eu n-am lăsat tranzacția să fructui, să crească? Pentru că până la urmă el s-a întors acolo unde nou mi-a trebuit. De asta, cel mai bine, lăsăm stop-loss micuț, nu mai mare de 10 puncte. Pentru că același natural gas și petrolul nou ne permite să lăsăm un astfel de stop-loss. Și când deja o să formeze aici iarăși o combinație de lunări de inversare, numai atunci noi vom închide tranzacția. Aici poate, eu nu zic că 100% din tranzacție o să fie în profit mare. Ba nu, poate fie 30% în 10 puncte. Poate fie, spre exemplu, 20% în mai multe puncte. 20-30% în minus. Asta e și normal. Dar după ceea ce noi am văzut împreună cu trader, strategia lucrează. De asta acasă aveți toate posibilități, toate șansele să o încercați. Mai întâi pe demo, luați-vă undeva 2-3 ore ca voi să vedeți într-adevăr cum aceasta lucrează. Iar cât tranzacții, de exemplu, ați scris 50 tranzacții. Cât s-au dus în profit, cât s-au dus în minus, cât s-au închis în 10 puncte, cât au avut posibilitatea să crească. E ok așa, atunci, dacă vă place, puteți să luați în calcul și vă folosiți. Nu, deja axați-vă cu strategii mai de lungă durată. Cred că este foarte bine funcționat cu perioada mică, contrastă, cum mai trebuie de respectat perioada altă. Care? 20. Haideți să vedem mai întâi de toate. Care instrument pe voi vă interesează cel mai mult? Ne oprim la piața energetică și alegem o strategie perfectă pentru noi toți? Sau mergem la alte instrumente? Eu vreau să înțeleg pentru că nu prea sunteți activ. Și aici îmi dă semn de întrebare. Voi nu transnați pe piața de mărți? Parcă merge... Cât tranzacționează pe petrol sau natural gas? Aha, iată de ce, țintei. Rest, cotați-l valutare, da? Și vă spun că erau alți conturile de gaz, nu se fac. Bun, dar greșeala de ce ați luat-o? Da. Concluzia. Ați învățat lecția? Da. A tot așa spune. După care tot aceleași gaze de fapt. Am trader care tranzacționează pe criptomonede. Bun, acum o crescut deja, dar asta după 2-3 reinvestiții. Adică au fost astăzi când era practic la limită și tot el înțelegea destul de bine că nu este depozit pentru așa instrument. Dar ea, până la scop concret, era să-și mărească depozitul practic la 1000%. Și ea mai are în config și ajunge la scopul lui. Drept că undeva jumătate de an, dar scopul practic a fost atins. De asta noi nu putem să vă formăm scopurile voastre. Fiecare deja decide pe care instrument simte mai bine și cum îi place să tranzacționeze. Noi acum o să încercăm să luăm o strategie și plus minus vedem cam după care criterii voi o alegeți și împreună vom elabora una pe care voi acasă o folosiți. Deci, după care criterii noi alegem o strategie. Analiza cum fac asta, să fie poziții de bai, ea face două
Bun, dar după ce instrument vă conduceți? Care strategia ta? Nu, care nu lucrează, știm să nu folosim. E mai ușor de a nu să fac scalpe pe NG sau pe VTA, e tot așa cum spuneți, pe M5, pe M15 eu fac. Eu mă uit la stochastic. Stochastic. Mare stochastic mic, mă uit la... Care parametri? Eu mă uit așa. Mă uit la M5, la M15, la M30, la H1, H4, HD1. Dacă la mine merge tot într-o de 10 de creștere, atunci ok. Eu pot să fac 10-15 minute. Toți stohasticurile, dați spre exemplu un M1, eu vreau spre M2. Nu mă uit M5, presupunem, ok, în M5. Așa, dacă spre exemplu, el a străbătut aici 80 în jos, trebuie în toate, dar în frame-ul străbată, nivelul 80 în jos, da? Și atunci eu pun ajunge până la 20 și atunci pot să ai un problem. Numai atunci? Da, așa când el la mine în H4 mi arată în pai, în H1 mi arată în pai. Este așa moment când e toate străbată? Este. Asta cum trebuie de urmărit? Într-una trebuie să stai pe piață. Că pot tot desigur, dar trebuie să fie și răbciți, și pot din piață vă lucra așa agresivă. Da, nu vorbim de piață. Nu, eu am auzit, într-adevăr, am mai auzit la cineva, nu mai țin minte la care credea. Dacă, spre exemplu, stocați tot așa cu incidie în DL, H4, H1, atunci, da, într-adevăr, e moment de intrare pe piață. Doamna Coriță, la un masterclass la Alexandria, a spus că de ei trafă funează în 2015 și chiar am întrebat cum faci chestia asta. De ei ne-a spus așa, coincid de stohasticul din M5 cu H4. Anume M5 și H4. M15, îmi cer scuze, M15 și H4. Dacă coincide stohasticul, da, e... De ce anume aceste două timeframe? Eu mi-am spus așa, dacă coincide, da, eu tranzacționez, dacă nu coincide, stochasticul, aștept. Și plus asta, când mă uit la tendința, care e la noi tendința, dacă la noi tendința ascendentă, de exemplu, materia, deci, da, nu e tendința ascendentă, dacă este tendința descendentă, respectiv, da, nu cumplită. Da, dar în 5 și cu, să-l combinăm cu H1, acolo, pe... Eu asta după când... Da, eu tot... De exemplu, eu tot urmăresc, mă uit în M5... H1, H4, pe zi. Da. M5 pe la H4. De exemplu, în M5 poți să fii descendentul, dar în H1 să fii ascendentul și acolo niciodată nu trebuie să poți. Eu să legem H1, H4. Dar ce, e natal casa pentru ăla? Da. Găsit 3, spune ce. 3. Iată dumneavoastră, din câți tranzacții ați deschis și mai s-au dus în profit. Așa, iată, spre exemplu, în DE, noi am avut aici semnal, data de 7.06. În DE, da. Am avut străpaterea nivelului 80. Acum, dacă noi să analizăm în H4, eu am spun o bară aici, ca să vedem de unde a început căderea. Așa. Dacă noi o să analizăm în H4, ce ne arată noi aici? Într-adevăr, ne arată căderea. Iată de aici căderea. Ne arată și 12 și 15 ne arată. Așa, mai departe. În H1, în momentul ăsta, nu ne arată.
foarte multe oscilații. Dacă 12-3-3 filtrează, de exemplu, într-un impuls poate să vă arăte 2-3 momente de intrare. 5-3-3 o să vă arăte 5-6. M30. În M30 mi-au arătat semnal de intrare. Ambele instrumente. Așa. În M15 mi-au arătat. În M5. Mi-a arătat târziu. Asta 12-3-3 mi-a arătat semnal de intrare, 5-3-3 el mi-a arătat mai des. Pur și simplu uitați-vă cât ce diferență mare este între aceste două instrumente. Adică la parametri mă refer. Deci aici dacă nouă ne arată 2-3 semnale, aici ne arată prea mult semnale și spune ducă nevare. Eu așa. Când v-ați spus? Eu monitorizez. De exemplu, pot stau și 15 minute. Dar câteodată și în viață. După ceva, în strategie este, asta este, dar nu sunt tot dezvoltat. Da, eu tot cred că aici trebuie analizat. Și după ceva așa multe perioade, dar avea puțin lucru. Cum să știu, trebuie perioade. Tranzacția noastră, ea s-a dus mai întâi, s-a dus în profit 80 de puncte, bun, dacă noi aveam să monitorizăm, să închidem tranzacția, ok, dar altfel ea avea să ducă în minus 322 de puncte. Adică e așa o... În cazul ăsta am 15, n-am 5 sau am 15, ăsta mai trebuie să stai în față. Da, da, ai Nu, stai. Dar puteam să combinăm acolo cu mai CD-ul. Acum? Da, gen. Vedeți lucrurile ce le-am. S-a dus plus 80, pe urmă minus 320. Dacă, eventual, dacă acolo se formează o divergență, aveam și convingerea și uitați-vă că și este. Deci nu o să șterge pe asta. Dar nu doar mai se formează. Așa, da, aici noi avem... Adică, cumva, depindește, dacă ești în minus, se formează divergența și oricum și obțin o să ducă înapoi în zero și, primul eventual, oricum e un take profit pentru că se duce. Trebuie să funcționeze divergența. Poate. Nu, în general, noi dacă să analizăm iar toată mișcarea aceasta, e clar că aici, pur și simplu, incertitudine și ordinea mâna îți trebuie. Aici nu, Nu,
Dacă noi e, cum spune, un sfat pentru trader, dacă noi deschidem tranzacția în H1, mai bine monitorizăm în H4. Da. Pentru că în perioada mai scurtă de timp, noi ne ducem în eroare. Și da, uneori facem carte. Închidem tranzacția prea repede, asta, închide prea repede, fie că e în minus, fie că e în profit. Dacă e în profit, nu o lași să aduc profit, dacă e în minus, prea repede ai închis-o și n-ai lăsat că ia să duc până la urmă în profit. De asta invers. În M1 nu, dar în general eu în M1 nu recomand tranzacția deloc. E prea, el își în M5. Așa că printre altele, chiar și eu am încercat să tranzacționez în M5. Dacă să vorbim de instrumentele volatile, natural gas și petrol, profitul voi puteți să-l vedeți în dată. Real, iată numim pe aceste instrumente, în dată, iată stai la calculator, ai deschis tranzacția, tu vezi cum tranzacția ta e în profit. În așa caz, nu recomand să plecați la calculator. Adică repede, sau dacă vreți să plecați, dați un stop loss pozitiv, sau vă asigurați cu stop loss. Altfel nu plecați, le monitorizați acolo, de asta eu și spun, numai în cazul în care aveți o oră liberă, două ore libere, trei ore, ca voi într-adevăr să dedicați timp aceste strategii. Altfel mai bine deschide tranzacția în H1, e plasat de cross to cross și vă căutați de treabă. Deci strategia aceasta necesită anume timp să le monitorizați. Da, da. Dacă, spre exemplu, tranzacția deja e în jur la vreo 100 de puncte, 200 de puncte, vă puteți să... Dar să nu închizi manual când prețul mai are de crescut, până la următoarea combinație de lunări atunci, stop loss-ul, iar luați pe voi. Dar cum? Sigur. Să luați mai mult profit pe piață. Dacă este așa posibilitate, ce nu? Eu în general spun la trader, nu, iată cineva spune că, ei, dar de ce eu să iau mai mult din tranzacția aceasta dacă 10 puncte ne ajunge? Dar de ce trebuie să mă limitez la 10 puncte? Doar eu am deschis tranzacția, iau cât vreau pe piață. Adică trebuie destul de mult timp mai rapid. Noi când vedem de exemplu intrarea la începutul impus, scăd intrarea asta la începutul impus. Nu scăd. Pentru că nu e încredere. Nu e încredere. Dar să vă dau exemplu de un trader de meu, că de început de impus intru bun în primul mecanic. La mine pe tranzacție 20% atât este pe tibiu sau atât de impus. 20% de tranzacție este pe tibiu sau atât de impus. Dar asta și normal, e și ok. Dar eu pe cota nu vreau să-i pierd, ca pe un sus, nu? De exemplu, euro USD, de joi s-a început. Da. Eu am văzut de pe daily, am observat că se începe un impuls și am deschis-o, eu s-a dus în minus. Mă gândeam, s-a închid, nu da de aici, eu nu se duc, că e început de impuls. Da, și într-adevăr, eu au făcut vineri mișcare frumoasă. Bine, asta s-a desfăcut. Pentru weekend. Da. Bani îndeplinit. GDP, practic de acția, EUR/USD. Când se întrebă, iena japoneză cu țină a fost mai necă schimbe mult? Da, iena japoneză cu țină. Iena japoneză cu țină. Adică, când ești foarte mult bun după mine ca să trăbați, atunci vreau să te format trebuie. De asta eu și-am spus. Trebuie să fiți foarte atenți cu instrumentul ăsta. La mine trader a așteptat o corecție de 100 de puncte undeva vreo 3 luni, dacă se cer. Până la urmă, imediat, deci avea o lată și simplu aștepta, iată, 100 de puncte, nu mai mult, 100, și nu le-a mai făcut. De asta, cel mai bine e totuși ne axăm pe bani. Cei care tranzacționează, se cunosc deja. E mai periculos, trebuie să spun, dar că e mult și moment poți fac o corecție, așa, adică. Dar m-au ajuns nivelul maxim, nu Tot așa spuneam de S&P, nu cât poate mai crească, cât? Eu nici am spus că nu mă fac doamnă perește, nu vine că poate să spune că mă ia pe aș și e natalizat, nu, e la raponietă, cu dolară. E nu pe care vă mai cam simplu exemplu, e la raponietă, eu crește și crește, cât de bine costă, de mați. Eu chiar așa, vreau să spuneam, am deschis pe S&P, mă gândeam să știu, dar drept n-am analizat-o așa să spun că adânc așa fugitiv cu noi. În seara am închis o take profit, s-o închis singur înainte. Da, înainte, dinainte de primul unchi eu... Asta și
până aseară eu niciodată. Eu niciodată mă uitam, dar aseară și am văzut că merge și volatilitatea mare. În comparație cu celelalte instrumente, eu n-am știut. Chiar n-am. Deci, văzut aseară pe... GVP, în general, se consideră pe două valute ori. Adică el e mult mai potativ față de potențe de bază. Bun, încă strategii care și ce mai folosește? Haideți, descoperim America asta. Ce mai mult după trend? Trendul în care mai mai? Eu nu știu, eu, de exemplu, și da, și trendul și nivelul, evident, dacă mergi trendul, mergi și nivelul. Eu mai mult faci un, nu faci patru. Clasic. Da. Dar mă uit pe ezna de între 10, 15, 15. Mă uit, de vezi și merg înapoi la așa și sigur. Dar... Nu mă dor ochi când e Exact. Da, conform risk money management-ului.
Pentru că ești normal. Ridic, sunt la volan, trebuie să fac accident. Ridic viteza, care e problema. 200, poftim mai devreme sau mai târziu, tu faci accident. Dar dacă tu îți mergi cu 30 de km la oră, care e probabilitatea ca noi să cădem în accident? Vine cu 200. Acolo era felul următor. Invers. Deci primești de profi 30 de puncte, stop loss 100. Voi să întrebați, dar cum așa, cu așa randament, dar voi ce stop loss-ul de 3 ori te voi șași de profi? Mișcarea în săl, el, ultima lumânare de sus, apare acolo un triunghi roșu și îți dă semnal că se începe corecția sau, de exemplu, impulsul, dacă e trend descendent. Și invers, când e în partea de jos, el arată triunghiul verde și, da, și îți arată să începe corecția în sus. Asta ce e unde? Asta e fractals, fractal, Bill Williams. Indicator, da? E, da, indicator. Acolo, dacă o să vă uitați, este Bill Williams și sunt mai multe instrumente. Iată cum sunt Gun, Gun, Fun, Gun. Nu, să văd de ce am urechit, mi-a venit un exemplu. Acum recent, un cunoscut îmi povestea că el are mașină cu autoparcare. Și de regulă când te apropii de un impediment, el îți picăie. Adică semnalizează că uite, te apropii, gata, oprește. În unele cazuri singuric frânează. Aproape afară. Și chestia aceea din spate era murdară, da. Și el mă dădea în urmă cu gândul că uite, am încredere în mașină performantă. Și așa și nu am mai picăit. A lovit bumperul la altă mașină. De asta eu de ce am comparat? Pentru că nu poți să ai încredere. Asta precum și mulți traderi caută roboți, da? Care singuri ei tranzacționează. Mă referiți la fractal? Eu nu spun că eu sunt. El e indicator, de exemplu, fix ca și pe combinațiile de lumânări. Adică el lucrează pe pentru lumânări, nu pentru... Eu l-am descoperit 3 săptămâni în urmă și cel puțin l-am testat pe Bitcoin. Pe Bitcoin și l-am descoperit. La trader de Bitcoin, de crypto, la ei și l-am descoperit. Iarăși are un randament foarte mare.
mare, dar... Pozitiv sau negativ? Cum? Randament pozitiv sau negativ? Pozitiv. L-am încercat cu demo, e ok, adică e peste așteptări ce-au făcut. Dar asta poți să folosești pe metodrede, da? Cum? Îl folosești pe metodrede. Dar el vine ca o confirmare în plus la combinații de lumânări, ca la ce știu de lumânări.